Bună dimineața și bine ați revenit la proful mea cu exerciții de matematică după care ora de apicultură. După ce ora de apicultură? Tu nu știi ce o clipă să amintești asta, pentru că am dus, ne-am întors la spațiul acesta unde avem toată tehnica. Suntem și în direct acum. Sunt alte condiții, fără discuții. Acolo ne-am trudit noi să facem câte ceva, nu ne-a prea ieșit, tabla nu ne-a ajutat. Așa că pornim repede la treabă și anume, zicem, operații, operații cu fracții, așa se spune, da? Operații cu fracții. Ordinea efectuării operațiilor. Tot ce mă. Și decimale și facem? Operații cu fracții, așa, cu numere raționale, cele două variante. Hai să spunem așa. Operații cu numere raționale. Și acestea am văzut în cele două variante. Da? Operații cu numere raționale. Și să le surprindem în cele două variante. Și. Numere cu numere raționale. Și le vedem în varianta fracții. Și numere decimale. Pe scurt, dacă avem o fracție, o puteam aduce în varianta numere decimale, de exprimare, și dacă avem sub varianta de număr decimal, o aducem sub formă de fracție ordinară. Decimale, da? Să facem repede un 1 pe 2 plus 1 pe 3. Da, o să facem operație, dar acum să facem trecerea dintr-o parte în alta. Deci să zicem așa. Dacă am 0,75 anca, egal cu cine 0,75 ca o fracție? 100, da? 75 supra 100. Simplificăm prin cât? Prin 25 deodată. Și este egal cu 3 pe 4. Deci de la 0,75 am ajuns la fracția ordinară, fracția 3 pe 4. Deci același număr, e vorba de aceeași număr rațional, exprimat în două variante. O dată ca fracție și o dată ca număr, ca fracție și ca număr decimal. Invers. Dacă am fracția, vreau să ajung la număr decimal. Deci, dacă eu știu 3 pe 4, cum ajung la exprimarea sub formă de număr decimal? Miruna? Am împărțit pe 3 la 4. Împărțit pe 3 la 4. Pur și simplu, am împărțit pe 3 la 4. Deci egal cu 0, 3 împărțit. 0, 3 în 4 merge de 0 ori. Da. 30. Putem face direct. Da, 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 7. 30 în 4 în 30 de 7 ori. 7 ori 4, 28. 28. Rămâne 20, 2, 5. 20, 5. 0. 0,75 și iată că am exprimat numărul acesta din fracție sub formă de număr decimal. Dacă avem un număr decimal periodic simplu, 0,34 în perioada anca, cu cine ar fi egal 0,34? Cu 34 pe 99. 34 pe 99. Deci egal cu 34 supra 99. Atât de 9 cât avem în paranteză. Deci atâți de 9 punem câte cifre avem în paranteză. Așa. Noi am făcut tehnica să ajunge demonstrația de la un număr, de ce se transformă așa, care e motivul, de ce atâția de al de 9. Vă rog să revedeți proful online. Lecțiile făcute cu voi. Corect. Prin anul trecut, cred că prin... Cred mai degrabă la începutul anului. La începutul anului am făcut toate chestiile, da? De refăcut, dacă le facem tot timpul și le facem același lucru și le repetăm de 70 de ori, nu mai facem progres. Corect. Ei sunt făcute, faceți voi asta. Iar dacă avem adi sub formă de periodic mix, deci 3,2 neperiodic și până în perioada 54, cum îl transformăm pe acesta într-o fracție ordinară? Care e fracția de la care putem ajunge la asta? 3 fracții. Exact cum ați spus, 3 plus 254 supra 954 minus 2 supra 990. 2 de 9 și un 0 din cauza părținei pe lume. Deci 3 plus, în loc să zic plus, pun aici în dreptul. Nu-i 3 înmulțit. Atenție, este deosebit între 3 înmulțit cu fracția. Eu surprind aici 3 plus.
Deci mai corect ar fi să zic 3 plus pentru că am la aceeași unitor. Corect. Știți cum se introduc, cum facem aici? Aduc și în aceeași unitor, așa, adunăm pe același și nu știu, se adună pentru că în final, după ce am lăsat aceeași unitor, se întâmplă treaba asta, dar așa trebuie văzut. Ați înțeles? Când sunt 3 întregi și... Deci una este 3... Haideți să facem practic, repede. Hai să facem clar. Dacă spun Adi, 3 înmulțit cu 5 pe 4, pun punctul ăsta, 3 înmulțit cu 5 pe 4, cât face cât, Adi? Adi, 15. Face 15 pe 4, da? Că subînțeles că aici ar fi 1 și mulțesc. Dacă, 3 dacă este 3 întregi și 5 pe 4... Egal cu 3 ori 4, 12 plus 5. Așa, 3 ori 4, 12 plus 5, 17 supra 4. De fapt, e tradus în curiția așa. Trebuie să înțelegeți că 3 în 3 și 5 pe 4 este 3 în 3 plus 5 pătrimi. Da? 3 în 3 plus 5 pătrimi. Și acum când aduc la același viitor, cum se aduce? Amplificăm aici cu 4, Adi. Da. Vine 4 ori 3, 12. Punem numitorul comun, da? 12 și cu 5. Da? Și este egal cu 17 pe 4. Așa trebuie să înțelegeți. Vreau în matematica să fie înțeleasă clar ce se întâmplă când zic 3 în 3 și 5 pe 4 și ce se întâmplă când zic 3 înmulțit cu 5 pe 4. Lucruri clare, da? Bun. Mergem mai departe și să vedem acum pe ce am insistat eu acum. Cum se trece de la un număr decimal la fracție ordinare, fie ca un număr decimal simplu, fie ca periodic, fie ca periodic mixt. Cum ajung la fracție ordinară? Invers. De la fracție ordinară la număr decimal facem împărțirea, pur și simplu. Deci facem împărțirea celor două și atunci ne dăm seama exact ce se întâmplă. În concluzie, am pus la punct acum, nu? Fără comentarii, am pus la punct trecerea dintr-o formă de exprimare în cealaltă formă de exprimare. Și acum zicem operații cu ambele variante. Corect. Da? Operații cu ambele de variante de exprimare a numerului raționale. Operații cu ambele variante. Mai întâi, hai să ne amintim repede operații cu varianta, prima variantă, și anume varianta cu fracții, da? Da. Deci, operații cu fracții. Deci, vedem în varianta operații cu fracții. Și, spunem, mai întâi adunare. Adunare, scădere. Adunare sau scădere. Cum facem 1 pe 7 plus 1 pe 10 minus 3 pe sau plus, să las tot, plus 3 pe 14. 2 ori, pe 6, hai să zic, supra 6. Lăsăm așa 3 pe 6? Nu 3 pe 6, că este aiurea. 3 pe 6, că Adi putea să se repede la mine. 1 pe 2, domn profesor. Ce umblați cu chestii de astea 3 pe 6 când putea spune 1 pe 2? Așadar, să zicem 3 pe 8. Da, 3 pe 8. Merită să spun așa, da? Egal mai departe. Cum. Adi, te rog să spui cum procedăm aici. Ca să adunăm două sau mai multe fracții. Aflăm numitorul lor comun. Asta e. Deci luăm pe fiecare în parte și descompunem 7 egal cu 7. Vorbește repede cu numărul. 7 egal cu 7, 10 este egal cu 5 ori 2. 5 ori 2, da. Și 8 egal cu 2 la 3. 2 la 3. Și atunci, cel mai mic multiplu comun, adică cel mai mic multiplu comun, deci cel mai mic număr care se împarte, care se împarte exact la toate valorile 7, 10 și 8 la fiecare numitor în parte, egal cu, te rog? 7 ori 5 ori 2 la 3. 7 ori 5 ori 2 la a 3. Deci luăm comun și necomun și pe cei care comun la puterea cea mai mare. Da? Și punem numitorul comun 7 ori 5 ori 2 la a 3. Pe prima cât amplificat de repede? Pe prima? Da. Cu 5 ori 2 la a 3. 5 ori 2 la a 3. 5 ori 2 la a 3. Pe următoarea, la 10. 10 cu 2 la 3? Nu cred. Păi 10 cu cine este egal? Cu 7. 10 era scris acolo, uite, pe cățelul ăla, ai? 10 este cât?
5 ori 2. Și te uita debil la numitor. 5 ori 2, a rămas un 2 la a doua, 5 ori nu mai, 7. 7 ori 2 la a doua. De 7 ori 2 la a doua. Și pe 3? 35. Pe, la 3 amplificăm cu? 35. Adică, la pe 3? În cap, cât amplificăm? Păi 8 este 2 la a 3-a. L-am pus. 7 ori 5 a rămas, da? 7 ori 5. Și este egal mai departe cu 8 ori 5, 40, plus 4 ori 7, 28. Hai, cineva să mă conducă, Anca, vorbește tu. Plus? Plus? Plus 38. De ce 38? 7 ori 5, 35 ori 3. 35 ori 3, 3 ori 5, 5, 3 ori 3, 9. 105. Anca, trebuie să meargă repede calculul. Viteza contează foarte mult. Ade. Și cu Anca. Și la 173? Face 173 la adunare. 280. Terminate ieșițul. Nu, nu terminăm decât după ce ne asigurăm că fracția este ireductibilă. Mai să, asta merge la 2, cealaltă la 3. Deci 2 și 3 o ieși din cursă. Da. Nu știu dacă asta la 3, să vedem. 8 și cu 3, 8 și cu 3, 11. Nici vorbă de la 3. Nici vorbă. Deci, în clipa asta, 2 și 3 nu pot fi luate în calcul, că una vrea cu 2, alta vrea cu 3. Trebuie să fie un divizor comun ca să simplificăm. Prin 5, nu? Prin 7, prin 7 urmează 173, să testăm. Deci urmează să testăm numerele prime. E vorba de 7, 7 de 1, nu, de 11. 11, nu. Nu, ne ducem la 13. Da, cât o da la 13? 13,3. Da, dacă ne ajungem la un cât e mai mic decât împărțitorul, ne oprim. Da. Nu mai are rost, pentru că am încercat prin ea. Deci este ireductibilă. Ireductibilă. Adică numai, cele două numere sunt prime între ele, nu au un divizor comun pe care se simplifică. Deci, copii, aș vrea de acum să vorbiți, exact cum zice domnul profesor, păi, vorbim... Eu să nu mai vorbesc. Eu vreau să ajung exact. Să nu mai vorbesc. Când pun la comandă pe cineva, ăla își duce ieșițiul. Și îl duce fain, așa cum vă spuneți. Și se uite numai pe căiețel și lucrează, da? Exact. La comandă este Adi. Da? Ai Adi. Deci 3 supra 22 plus 5 supra 121 minus 13 supra 72 este egal cu? Adi, preia comanda. Aflăm cel mai mic multiplu comun. Adi, vorbește repede, în viteză. 22 este egal cu 11 ori 2. Aha. 121 este egal cu 11 la 2. Aha. 72 este egal cu... Să descompun. 72 de o parte. Vorbește, vorbește. 2 este egal cu 2. Prin 2 merge, da. Da. 3. 6. 36. Iar prin mai repede. Iar prin 2. Odată. Odată. 8. Da, 18. Iar prin 2 și 9. 9. Care 3 la 2 deodată. 9 care 3 la 2. Și atunci 72 este... 3 la 2 ori 2 la 3. 3 la 2 ori 2 la 3. Și multiplu comun, cel mai număr. Cel mai mic multiplu comun este egal cu 11 la 2. Da. Ori 3 la 2 ori 2 la 3. Ori 2 la 3. Ei, repede, la prima amplificăm cu cât are? La prima amplificăm cu... Cu 3 la 2 ori 2 la 2. 3 la 2 ori 2 la 2. Sunteți de acord, nu? Dacă cumva greșește, îl și corectăm rapid. Nu. Eu nu sunt. Iată. E 11 ori 3 la 2 ori 2 la 2. De rămâne și 11. Da. Da? Că, adică, la 22 este 11 ori 2. Da. Și 11 rămâne aici, că e și 11 la 2. Cum ai spus că e vorba de 2 la câta? 2 la a doua și ai spus bine, pentru că un 2 a fost mușcat de aici, da? A fost căzut un în 3 am scăzut pe 1, cu un 2 l-am în componența al 22. Atunci,
Așa cum ai gândit acolo și la 11. Aici e 11 la 3, aici e 11 la 2. Da? Da. 11 la 3, 11 la 2, e clar că 11 rămâne. Deci 11 ori 3 la 2, ori 2 la a 2. Ce-ai greșit tu aici? N-ai pus și 11. 11 ori 3 la 2, ori 2 la 2. Anca, la următorul punct am zis, vedeți, vă pun repede ca să trec la unul la altul. 11 ori la a 2, ori 3 la a 2, ori 2 la 3. Și cu 11 la a 2 amplificăm? 3 la a 2, ori 2 la 3. Păi 11 la a 2 l-avem, l-avem. Deci pe el l-am avut. Numai 3 la a 2 și 2 la a 2. Deci 3 la a 2, ori 2 la a 2. 2 la a 3, foarte bine, da? Și la 13 adi? La 72. 2 pentru 72? 11 la a 2. Atât frumă, da? 11 la a 2. Și este egal cu? Miruna, te rog. Și este egal cu 396. Ai făcut tot calculul? 396 ori 3. Ar da, deci 11 ori 9 ori... 396 ori 3, de unde? Zice că 11 ori 3 la 2 ori 2 la 2, adică 4 ori 9, 36. Da. 36 ori 11. Da. Face cât? 396. 36 ori 11, da? Adică 11 vine... 36. 496. Da? Nu? E așa? 6. 13 cu 6, 9. 3. 396. Ori 3. 36 ori 396. Ori 3. 1188. 1100, ai zis? Da, 88. 88, da. De 3, plus, plus mai departe. Până am pus un singur numitor comun. Adică numitorul este 11 la a doua. Ori 3 la a doua, ori 5, ori 2 la a treia. Plus 360. Plus 360, da. Și plus? Minus. 1573. 1573. Da. Și egal cu 1548. Da, facem calculul. Da, 1573, care dă minus 25 pe 8712. Hai, da. Deci, 1000... Obținem un... Da, minus 25 pe 8712. Minus 25, alte copii, da. Suntem în clasa a 7-a, facem și, mă rog, calculele în Z. Deci ne-a dat minus 25 supra... Cât? 1000, nu știu cât ori zis mama. Adică 9 adi ori 8, 72, 121, 72. Da, și vedeți calcul acolo, nu mai... 8712. 8712. Să mergem mai departe. Deci la opera, la adunarea a două sau mai multor fracții, adunare sau scădere împreună, atenție multă! Atenție multă! Nu putem aduna, v-am povestit ieri, că atunci când la bacalaureat aduna 1 pe 2 plus 1 pe 2 egal cu 2 pe 4, care de fapt însemna tot 1 pe 2, adică o jumătate de pâine plus o jumătate de pâine făcea tot o jumătate de pâine, 8 în serie a picat la bacalaureat. Ne-am stat de pe gânduri. N-aveam ce mai întreba de acolo. Deci n-am avut ce mai întreba. La revedere, bună ziua! Să facem și înmulțirea și împărțirea. Exact, exact asta. Mai întâi, înmulțirea. Înmulțirea. La înmulțire, am vorbit ieri, am și arătat de ce facem asta. Așa. Și să zicem, 1 pe 2 ori 3 pe 4. 1 pe 2 ori 3 pe 4 este egal cu? 3 pe 8. 3 pe 8. Deci mulțim numărătorii între ei și numitorii între ei. Da? Așa se mulțesc două sau mai multe fracții, numărătorii între ei și numitorii între ei. Clar pentru toată lumea. La adunare nu trebuie să zicem adunăm numărătorii între ei și numitorii între ei sau scădere. Este o mare greșeală. Aducem la același? Aducem la același numitor. Deci litere de lege. Adin. Da? Da? Deci atenție foarte mult. Să știți că apare și momentul, și mă rog la Dumnezeu să se întâmple, când vă scot la tablă. Atunci va fi foarte tare.
Expunerea este pe totală. Ești la tablă, deci de ce nu-ți mai permis mai să stai pasiv în bancă? Am să vă povestesc pe scurt ceva în legătură cu chestia asta. Cu ani în urmă, prin 2002, când făceam lecțiile în direct de la școală, în direct în sensul când ministram lecția din clasă, așa cum se desfășura, aveam o elevă care avea un scris impecabil. Impecabil. Cum vă amintiți, avea Andreea un scris foarte frumos. Și atunci, ce am făcut? Am folosit o pia. Eu aveam scrisul foarte urât și atunci am folosit o pia. Dar când scria, parcă pita. Așa de frumos lucra. Așa am pățit și eu. Numai eu lucram la tablă pentru toată clasa. Pentru că scriam și vorbeam în același timp. Asta. Și scria frumos și în viteză. Exact. Exact. Este extraordinar. Și atunci am folosit-o. Eu am folosit-o tot timpul pe ea. Exact. Și de la eleva care era de un 4 spre 5, a ajuns la 7. Super. Pentru că ea, în priza aflându-se și discutând tot timpul cu mine, la un moment dat, m-am surprins și eu că am făcut un lucru fără să-mi dau seama atât de bun pentru ea. Și am spus, extraordinar, dar tu ai făcut progres extraordinar. Păi, domn profesor, mi-a dat rușine că dacă vreodată filmele acestea vor mai fi văzute de cineva, le-am filmele și acum, că sunt întrevistate pe DVD-uri, ei, zice, și din cauza asta, iată cât de puternic motivată a fost ea, în clipa în care s-a văzut filmată, și ce mult s-a angajat ca să facă promes. Așadar, când va veni timpul și voi socoti, vă voi scoate la tablă. Înțelegeți? Și atunci veți vedea, stea la tablă și bâlbâi acolo și... Este genant. Da. Nu mai discutăm. Da. Mergem mai departe. Aștept momentul acela. La înmulțire. Împărțire, da? La împărțire. Împărțire. Cum am zis? 5 pe 3 împărțit la 3 pe 4 este egal cu cine ande? 5 pe 3 ori 4 pe 3. 5 pe 3, adică Adina, 5 pe 3 ori 4 pe 3. Dacă el întârzi, ce să-i faci? Adin. Da? 5 pe 3 ori 4 pe 3 egal mai departe, adică cu? 20 pe 9. 20 pe 9. Vorbești și mai repede, adică asta înseamnă să fii în priză. Te treziți și lucrăm, da? În viteză. Mergem acum să facem un exercițiu în care să folosim pe toate. Vrei? Vreau eu să... Să dictezi exercițiu? Să conduci tu exercițiu. Da. Bun. Hai, dacă tu vrei asta, zicem repede. Deci, 1 supra 2 minus 3 supra 14 înmulțit cu 2 pe 5, totul de împărțit la o pătrime minus 3 și într-o paranteză dreaptă, împărțit la 1 pe 2 și împărțit la 1 pe 3. Totul supra, un întreg, plus 1 supra, un întreg, plus 3 pe 2. Egal cu. Un întreg plus 1 întreg pe 2. Egal mai departe. Te rog. Egal cu parteză pătrată rotundă. Da. 1 pe 2 minus 6 pe 70. 6 pe 70, da? Dar ce am spus? Înainte de a face mulțirile, suntem atenți, facem simplificările. 14 cu 2. Deci 14 cu 2, adedam, și aici vine 7. Dar puteți interveni foarte repede, nu lăsăm primul luna. Dacă cumva vedeți că ea bâlbâie, se poate interveni. 14 pe 2, deci vine 1 pe 2 minus cât, Adi? 1 pe 2 minus 3 pe 35. 7 pe 5, da? Minus 3 pe 35. Ori 4 pe 1 minus 3. Ori 4 pe 1, da? Cu a doua inversată, 4 pe 1 minus 3. Încheie paranteză pătrată, ori 2 pe 1, ori 3 pe 1. Ori 2 pe 1. Ori 3 pe 1. Deci, cu a doua inversată, da? Ori 3 supra 1. Și ori cât? 3 supra 1, da? Dar e 2 supra 1, domnul profesor.
supra. Iată, 2 pe 1, da? 2 pe 1 au zis ea bine, dar eu am fost prea atent. Totul supra. Totul supra, 1 plus 1 supra. Deci, 1, am sters aici, da? Da. Era cât acolo? 1 plus 1 supra. 1 plus 1 supra, 1 plus 3 pe 2. 3 pe 2, da? Puteți sacrifica 1 cu 2. Deci, faci mișcarea de jos în sus, da? Da. Aici. Deci vine 1 plus 1 supra 2 supra 2. 2 pe 2, dar n-am zis. 5 pe 2, că 2 am amplificat și cu 3, 5 pe 2, corect? 5 supra 2. Egal mai departe cu? Egal cu... Îl lăsăm și pe Adi? Alternăm, da? Egal cu... ia să vedem. Trebuie să găsim cea mai multiplă comună. 35 cu 2. Da. La 35 cu 2 se vede deodată, nu este incorporat, deci am un 2. Sunt 70, da? Da. Aici am amplificat de cu? Cu 35. Da, și din face cu? 2. 2. Și atunci avem ce? Avem 35 minus 6, adică... 35 minus 6, 29. 29 supra 70, da? Da. Ori cât? 10 ori 4 pe 1. Ori 4 pe 1, 4 pe 2 ești, da? 4 pe 1. Ori 4, pur și simplu. Da, ori 4 minus 3. Da. Ori... Într-o paranteză asta de aici, important. Ori 6, da? Ori 6. Supra 1 plus... 1 plus... Cât va din aici? 1 supra 5 pe 2? 1 ori 2 pe 5. 1 adică 5 pe 2. Adică 2 pe 5. Adică 2 pe 5. E 1 aia din mulții cu inversa cu 2 pe 5. Ori 2 plus 2 pe 5. Egal mai departe, Anca? Egal cu... nu stă pe gânduri. 29 cu 70. Dar și facem și mulțirea, Anca. Nu? Trebuie să facem... Nu zicem 4 minus 3. Dacă zicem 4 minus 3, adică e mare prostie. Care e ordinea vectorului? Mai întâi trebuie să facem mulțirea. 29 ori 4, 4 ori 9. 116. Cât 116 pe 70. Dar înainte a face mulțirea, puteam să facem simplificarea. Iată, aici aveam șansa să facem asta. Printr-un 2. Adică mă așteptam să sar la mine și să spui ce eu să mulțesc? Eu nu vreau să mulțesc cu 2. 35. 35 și apinea 2 ori 29. Da? Face 4, 58. Supra 35 minus 3, care l-am cu 35. Nu, la timpul potrivit, da? Înmulțit totul cu 6. Că te ocupi de asta și uiți să mai scrii ce trebuie, da? Totul supra, Adi supra cât? 7 pe 5. Adi, amplificăm aici la 5. Nu zicem 1 cu 2, Anca. 1 cu 2 fac 3. Și am aplicat 5 cu 2, fac 7 pe 5. Totul supra 7 pe 5. Egal mai departe cu, spunem? 58 minus... Deci, avem 58 minus... Amplificăm 35 cu 3. 58 minus... 105. 105. Pe 35. Supra 35. Totul ori 6. Da. Supra 7 pe 5. 5. Și este egal cu... 58 minus 47 pe 35. Deci este egal cu minus 47, nu pierdem, nu ne pierdem cu firea, că suntem în clasa A. Minus 282 pe 5, pe 35. Deci ai zis 58 minus 105 face minus cât? Minus 47. Minus 47 supra 35, ori 6. Ori 6. Totul supra 7 pe 5. Egal mai departe, Adi, ce facem acum? Păi mulțim fracțiile astea, da? 6 pe 1 și zicem 4, 7 ori 6, nu? Minus 282. Minus 282 supra... 35. 35. Supra 7 pe 5. Totul pe 7 supra 5. Și egal acum Anca? Anca, Anca, să o lăsăm. Egal cu... minus 282 pe 35 ori 5 pe 7. Un 5 cu 2 inversate, că e o împărțire. Da. Simplificăm la momentul care de supra etajăm, da? Deci minus 282 supra 35 și fiindcă tot te-ai gândit la asta, ori 5 pe 7. 35 cu 5, se simplifică.
Așa, 35 cu 5 se simplifică și le-am 7. Și avem 200, minus 282. Foarte important. Dar să vedem prin 7 de asta dacă se merge. 7 în 28 de 4 ori, în 2 nu merge. Deci n-am cum să simplific. Așa, minus 282 pe 42. Minus 282 supra cât? 49. 49. Minus 282 supra 49 este răspunsul corect la ieșitul acela. Ce am verificat aici? Ia să văd, copii, ce lucruri ați înțeles voi. Uitați-vă pe ieșițiul de la început, Adi, și îmi spuneți ce lucruri am verificat noi în ieșițiul ăsta. Dacă știm împărțirea... Operații cu fracții. Cum se adună fracțiile, cum se mulțesc și ordinea efectorii operațiilor. Că mai întâi executăm mulțire și împărțire și prima adunare și scădere, da? Deci ordinea efectorii operațiilor. Puterile, da? Acolo. Deci asta am urmărit. N-am avut putere aici. Haideți să ne ducem repede la un alt exemplu. Ai vreun ieșitru acolo care... Prima cu decimalea. Mai cu decimalea. Da. Bun. Ați înțeles, o să căutăm ieșiți de așa, lucrăm acasă și atunci la ieșiții cu fracții nu mai avem nicio clipă. Copii, trebuie să țineți minte cum se adună, cum se mulțește și cum se împart. Cum se adună neapărat cu numitorul comun, adunare și scădere, cum se mulțesc între ei numărători și numitori între ei, dar simplificăm. Practic simplificăm fracția, o facem ireductibilă, când zic pe diagonală, adică numărător cu numitor. Asta facem în final, da? Vreau să insist, înțelegi bine, când zic așa, 5 supra 6 mulțit cu 2 pe 7, dacă nu văd simplificarea 6 cu 2, înseamnă că eu zic 5 ori 2, 10, și 6 ori 7, 42. Și odată ajuns aici, simplific fracția asta, să o fac ireductibilă. Împart numărător, numitor, prin 2 și zic 5 pe 21. Dar nu cumva am pierdut timp înmulțind așa Adi. Numerele mari și cum m-a pus să o fac ireductibil, mai bine fac înainte, 6 cu 2. Numărător, numitor și aici rămâne 1. Deci în loc să simplific aici, o simplific mai devreme. 3. Și acum zic 5 ori 1, 5. 3 ori 7, 21. E viteza mărită, asta vreau să vă spun. Asta e motivul pentru care faceți simplificările la momentul acesta. Da? Bun. Și acum să vedem operații cu numere decimale. Operații cu numere decimale. Adică e vorba tot de numere raționale, dar exprimate ca exprimate sub formă de numere decimale. Asta vreau să vă fie foarte clar. Și acum. Mă dau dacă vreți. Copii, hai să vedem, să le luăm pe fiecare în parte, cum se adună sau să scad numere decimale, după care să trecem la înmulțire și împărțire. După ce facem asta, trecem la ieșițiu complex, adică complex cu mai mult, cu toate operațiile. Mai întâi, când îți spun 7. Hai să scriem teorema împărțirii cu rest. Da? Teorema împărțirii cu rest. Vreau să vă fie foarte clar că pentru orice două numere, 7 și 3, pentru perechea asta de numere 7 și 3, găsim repede o altă pereche, câtul și restul, adică îl găsim pe 2 și pe 1, încât 7-le se scrie ca fiind 2 ori 3 plus 1. Da? Deci teorema împărțirii cu rest spune așa, de împărțitul, asta e limpede, de împărțitul egal cu împărțitorul, ori câtul plus restul. Deci de împărțitul egal cu împărțitorul plus câtul ori restul. Multe probleme frumoase se pot face. Și la clasa 5 am găsit foarte multe probleme cu teorema împărțirii cu restul. Da? De împărțire egal cu împărțitorul câtul plus restul. Cu observația că restul ăsta este un număr cuprins între 0, da? Între 0 și împărțitor. Că dacă ar fi cât împărțitorul, ar mai merge odată. Niciodată restul la împărțirii nu poate să fie mai mare decât împărțitorul. Exact, nu ne-ai luat de câte ori trebuie acolo. Trebuie să mărești la cât. E bine,
pentru orice două numere. Deci pentru orice două numere A și B. Pentru orice pereche de două numere A și B. Rezultă că există o altă pereche, un cât și un rest, unice copii. Se pune semnul mirării așa. Există unice aceste două. Deci nu sunt două variante, ci nu sunt două valori ale câtului sau două valori ale restului. O singură pereche, un cât și un rest, încât A, dar să o puteți ca de părți, egal cu B ori C, plus restul. Asta e foarte, foarte important. Așadar, dacă eu îmi propun să fac operații cu numere decimale, încep să spun așa, pentru adunare. Și scădere, tot același lucru. 3,25 plus 4,03 este egal cu. Cum adunăm două numere decimale? 7,27. Deci, cum se adună întregi între ei? Dar începem de la dreapta spre stânga. Da? Deci zicem 3 și cu 5, sutim cu sutim, zecim 8, cu zecim 2, și întregi cu întregi. Da? 3 și cu 5 este egal cu 8. 0 și cu 2, da? Face cât? 2. Am ajuns la virgulă, am pus-o, și 4 și cu 3, 7. 7,28. Voi spuneți la învățătoarea, insistă sau nu învățător, profesor insistă în clasa 5-a, spuneți, așează între zeci sub zeci sub de... virgulă sub virgulă. Da. Insistă în virgulă sub virgulă, ca să fie toată treaba, ca să nu greșim. Și atunci zicem, 3,25 plus 7,03. 4,03. Așezându-le așa, zicem 3 cu 5, 8, 2, 4 cu 3, 7. 7,28. Da? Dacă era 3,125 plus 4,03. Ia să vedem. 3,125 plus 4,03. Din disciplina care am stabilit o virgulă sub virgulă, nu am să am deloc greutăți și o să spun. 3,125 plus 4,03. Nu pun 3 sub sutim, că este în zecim. Da? Și atunci zicem 5 și cu 0, aici pot să pun 0, da? 5 cu 0, 5, nu pun nimic, tot atât de bine. 2 cu 3, 5. 1, 7,155. 7,155. Este esențial să păstrați acest lucru clar. Virgulă sub virgulă, adunare sau scădere. Da? Bun. Mergem acum la înmulțire. La înmulțirea a două numere decimale. Deci, înmulțirea a două numere decimale. 7,03 înmulțit cu 2,5. 2,5. N-am mai ținut cont să le pun virgulă sub virgulă. Nu mă interesează. Le înmulțesc ca două numere de că parcă n-ar avea virgulă. Însă e esențial să respect cifra cu care înmulțesc, de acolo, sub ea, începând, construiesc la stânga, da? 5 ori 3. 15, 5 și 1, 5 ori 5, 1, 5 ori 7, 35, 2 ori 3, 6, 2 ori 0, 0, 2 ori 7, 14. Și trag linii și adun, 5, 7, 5, 7, 1. Și abia acum mă duc să număr decimalele care sunt la cele două numere. Atenție, la cele două numere, nu numai dintr-o parte. Sunt 1, 2, 3, 1, 2, 3, și atunci fac 17,575. Deci rezultatul înmulțirii lui 7,03 înmulțit cu 2,5 înseamnă 17,575. Dacă n-ai făcut corect și ai pus
Vă dați seama, dacă pun virgula mai în stânga sau mai în dreapta, am stricat tot. Când una este un întreg și nu știu ce decimale, sau 175, dacă pun în dreapta. Da. Da? Deci, multă grijă aici. După ce am mulțit, fără să țin cont de, de ce, de virgulă, la sfârșit numărul decimale și într-o parte și cealaltă. Vedem împărțirea. Și acum împărțirea. Ia să vedem. La împărțire am două situații. Și ieri am două situații. Deci împărțire. Două situații. Unu, împărțitorul este întreg. Întreg. Da? Împărțitorul. Torul. Număr întreg. Și doi, împărțitorul. Număr decimal, nu? Da. Număr decimal. Adică, iată-ne cazul întâi. Vreau pe 3,075 să-l împărțim la 5. Împărțit la 5. 0,5. Deci, începem. 0. Deci, 5 în 3 merge de 0 ori, da? 0, da. Coborâm și pe... Hai să fac exact asta. Să respect algoritmul, să-l desfășor. 3,075 împărțit la 5 înseamnă 5 în 3 adi 0, da? Până am ajuns la virgulă, punem la cât? Coborâm următoarea cifră. 30. 5 în 30, da? 5 în 30, de câte ori? 6 ori 5, 30. Nimic, nimic. 7. Următoarea cifră. Și zicem 5 în, da? 5 în 7, sau 7 împărțit la 5, o dată, 1 ori 5, 5, 2, coborâm pe 5, 25, 5 în 25, 5. De 5 ori. Rezultatul este 0,615. Da? 0,615. Hai să surprindem același lucru sub formă de fracții. Da? Deci pe 3,075 adică putem aduce ca fracție ordinară. În ce 3, variantă? 3 în 3 și 75 supra 100. Supra? Supra cât? Câte decimale sunt? 1000. 1000? Una e 100, alta e 1000. Deci, practic, adică mulțim cu 1000 și împărțim la 1000. Când am mulțit cu 1000, ducem peste 3 cifre. Deci zicem 3,075 supra 1000. Da? Pe 3,075 înseamnă 3075 supra 1000. Și acum, împărțim prin cât aici? Cred că merge o dată prin 25. Prin 25 și zicem. 25 și 30 merge o dată. 25 a rămas un 5. Coborăm pe 7. 57, parcă am zis, nu? Da, 57. 123. Deci 57, 25 în 57 de două ori, de ori 50, și rămâne 25 o dată. Parcă 121, nu? 123. Cât? Deci 3, pe cât? 3075 la 25? Da. 3075. Hai ce o facem de sfârșit. 123, da? Da, da. 75 la 25, 3. De 3 ori. Da, să vadă toată lumea, deci zicem așa. Prin 25, da? 25 în 30 merge o dată. 25. 5 restul, 7. 57, 25 în 57 de 2 ori. 2 ori 50. 7 rămâne, da? Și cu 5, 75 de 3 ori. 123, cum a spus. 123, totul supra? 1000. 40. 25 în 1000 de înseamnă 40. Deci mi-a dat 123 supra 40. Asta este fracția. Acum ar trebui să umplu și la asta. Fracția asta este împărțită la ce? La 5. Da? Deci fac operația. Deocamdată am transformat-o pe ea în fracție ordinară. Și în loc să spun 3,075 împărțit la 5, o să spun 123.
123 supra 40 da. Împărțit la 5. Deci împărțit la 5 pe 1. Și egal cu 123 supra 40 ori 120 supra 40 ori 1 pe 5. Ori 1 pe 5. Când mulțim cu a doua inversată, Adi, da? Deci 123 ești pasiv iarăși. Hai, te rog să fie prezent în lecție. Deci eu acum ce fac? Surprind împărțirea aceea în varianta cu fracții. L-am transformat pe numărul ăsta decimal în fracție, și este 123 supra 40, și împărțit la 5-ul de acela, adică la 5 pe 1. Și cum se împart două fracții? Se mulțește prima cu a doua inversată. Deci oricine? Ori 1 pe 5. A fost vorba că mă conduce, adică vorbești continuu și lucrezi. Hai, te rog, continuu. Și 123 supra 200. 123 supra 200, da? 200. Ei bine, 123 împărțit la 200 ar trebui să facă 0,615. Dar eu, fiindcă m-am dus numai pe fracții, umplu acum și la rezultat și-l transform pe ăsta în fracții. Văd dacă ajung la 123 pe 200. Deci, iau deoparte azi. Dar trebuie să amplificăm cu 5. Azi avem 6, 5, 2000. Păi ori fac așa, ori mă duc la rezultat. Da? Deci tu mă sfătui să mulțesc un 5 sau am 1000. Tocmai ai sesizat că aici pe 0,615 se așează ca fiind 615 supra 1000. Da. Dar să plec de la rezultat invers. Deci eu să spun așa, 0,615 este egal mai departe ca fiind ce fracție? 615. 615 supra? 1000. Și împart totul printr-un 5 și iată ce rezultat obțin. 123. 123, că 5 în 6 odată, 11 de 2 ori, 5 în 15 merge de 3 ori. 123 supra 200. Iată, dragilor, că am ajuns la acel rezultat. Deci, a face pe 3,075 împărțit la 5 și mi-a dat 0,615. Este același lucru dacă mă duc să fac totul cu ajutorul fracțiilor, da? Și am luat pe 3,075 ca fiind 3075 supra 1000, am simplificat și am ajuns 123 pe 40 și ăsta împărțit la 5, împărțit la 5, e de parcă aș spune înmulțit cu 5 pe 1. În final mi-a dat 123 pe 200, am luat rezultatul, l-am transformat în fracție și este 123 pe 200. Ideea este că și într-un mod și în celălalt, lucrul este același. Corect. Da? Lucrul este, rezultatul este același. Să vedem 2. Cazul 2. Cazul 2, când împărțitorul este număr decimal. Aici este problema foarte importantă, vreau să fiți atenți și am să vă spun că am dat acest lucru la clasă, la toate clasele la liceu, și n-am găsit niciun răspuns corect. Deci strigă doar la ce? Deci, niciun, de la 9 până la 12. Ia la să vedem 4. Dacă ei știu, domnul. Hai să vedem acum, în mod normal, voi ar trebui să vă situați pe poziția celor care știu chestia asta. Haideți să vedem dacă știu. Deci, hai să facem așa. 3,015 împărțit la 4,03. Hai zi, mulțim cu 100. Deci, din dorința de a ajunge la un împărțitor care să nu aibă decimale, că te descurci, scrim teorema împărțirii cu rest, care ne asigură de existența unui cât și a unui rest, da? Deci, de împărțitul, 3,011, așa am spus, nu? 0,15. 15, așa, 3,015. De împărțit, egal cu împărțitorul, 4,03. Ori un cât, apar n-am cine este acela. Plus restul. Da? Așa e teorema împărțirii cu restul. De împărțitul, egal cu împărțitorul, ori câtul, plus restul. Ei bine, pe tine te deranjează faptul că acest împărțitor este număr decimal. Ai vrea să fie număr întreg. Și acum ai sesizat tu că simți nevoia să mulțești totul cu 100.
Dar atenție, când mulțești cu 100 adi, o faci și în stânga egalității, da, și în dreapta. Deci vei spune 301,5 este egal cu 403. Atenție, nu mai zici ce ori 100. Da. Pentru că ai mulțit unul din factorii produsului cu 100. Da. Dacă mulțești și pe ăsta și pe ăsta, vine 100 ori 100, ca și mai mulți cu cât vine? Cu 10.000. Ori nu, unul din ei. Deci vine o 403 anca. Orice, plus 100 r. Da? 100 de al de r. Pentru că 100 trebuie înmulțit și termenul acesta al adunării. Primul termen și al doilea termen. Și acum, vezi că câtul nu s-a modificat. Este același când facem împărțirea. Așa, de o parte, împărțim pe 3001, 301, adică, vorbește, ai mă, ce rău să mă ajut, mă. Mă, sigur, 301,5. Zi, vorbește. Mai tare, Adi. De 0 ori. Așa, în 301 de 0 ori, virgulă. 7,403. Deci, de 7 ori ar merge ca, ca 4 în 30 ani. Da. Ca 4 în 30 de 7 ori. Da? Da. Vine 7 ori. Hai, te rog să vorbim. 7 ori 3. 7 ori 3. 21. 1 și 2. Dar fiindcă e 0 aici, spunem deodată 21, nu? Da. 7 ori 4? 7 ori 4, 28. 28. Ce obții după calculul acesta? 4. Hai, adică 1 din 5, 4. 4. 2 din 9. 2 din 11. 10, 9. 9. 8 din 10, 2. Nu din 10, că ai făcut mișcarea de la 3 luat 1. De, 8 din cât aici este? Din 9. Din 9. 8 din 9, 1. 2 din? 2. 2 din 2. Nimic. Și ai 194. Asta ar fi restul, dacă vrei să te oprești aici, dar tu mai continui. Este 9,4, peste 7,4. Unde e 7,4? 0,7,4. Un pic. Am mai adăugat o... Vezi restul, adică sus fost 194. Da. Mai mic decât restul, da? 4,403. Am pus un 0. Și merge ca 4,19. Da. 4,19, adică nu ești atent. Să știi, am mai povestit asta. În timpul lecției, eu stabilesc legături cu fiecare. Deseori vă surprind, Anca și cu Adi, sunteți pasivi. Deci nu sunteți în lecții și asta mă deranjează. Nu trebuie lecția de fiecare dată, dar eu sunt deranjat de chestia asta. Deci, 4 în 19, Anca. De câte ori merge? 4 ori. 4 ori. 4 ori 3. Hai, repede. 16. Și 4 ori 4? 16, da? 4 ori 3, nu? 4 ori 3 trebuia să spun. 4 ori 3, 12. Și 4 ori 4, 16. Hai, repede, Anca. 2 din 10, 8. Cum dumne, asta înseamnă? Să vorbește locul meu. 4 din 3 sunt 2. Da? Deci 2. 6 din... 6 din 9, 3. Nimic. Hai, coborâm în 0, să știți că tot coborâm și nu reușim. Eu am ajuns... Nu se împarte exact, da? Nu, am ajuns la 7, 4, 8, 1, 3, 8, 9, 5, 10. Bun, hai să ne oprim aici, să lăsăm acest rest, da? Eu, ultimul a fost 8, dar... Bun. Mai vrem o cifră? Hai să mai punem o cifră. 8, da? 0. Punem 0 de aici. Da, ca 4 în 32. 8. De 8 ori. 8 ori 3, 24. 8 ori 4, 32, da? 56. 56 ar fi restul. Și acum, zice că de împărțitul ăsta, 301, atenție copicul scris, 301,5 egal cu 403, ori câtul pe care l-am găsit, 0,748. 0,748. Da. Da? Plus, aici e povestea, restul acesta, 56-le ăla, cum îl scriem? 56-le ăsta, cine este Adi? Cine este? Ia să vedem. Mergem în sus.
este restul. Este păi restul, da? Poți să am aici... Deci am coborât un... Iată, mă uit aici, 4. Da, și am coborât aici un 0. Aici 1, asta ar fi linia, da? Da. Așa. Și aici am pus un 0 și încă un 0. Și încă un 0. Deci, două zerouri, practic, trebuie să spuneți. Bun. Deci, 56 este de la cele două zerouri. Da? 56 este de la cele două zerouri. De la virgulă ar fi un 0 aici, în locul 5. Da, 3. Deci, aș avea 0, 0, 0, 0, 56. 0, 3, da, 056, da. Da? Că sunt trei cifre, în trei etape. L-am coborât pe, l-am luat pe 5-ul ăsta de la bun început, da? Când am zis de câte ori, de 7 ori. Da. Am pus un 0 și încă un 0 am pus corect. Aici. Și a ieșit restul ăsta, 56, în dreptul celor două zerouri. Da. Așadar, 56 trebuie să-l văd așa cu 0, 0. Da? 0, la virgula asta de la... Da, 0,56. 0, în locul 5 și 56, cele două zerouri. Ăsta e important. Foarte important. Aici da. Am prins eu pe ele. Niciunul n-au ghicit restul. Deci, plus 0, 056. 0,056. Așa e corect să scriu, da? Adi mai insist o dată. Pentru tine și pentru toți privitorii noștri. Este ca și cum pe 56-le ăla l-am împărțit la 100, că acolo avem 100 ori restul, nu, domn profesor? Deci aici avem 100 ori restul. Urmează acum să împartă asta toată printr-o 100 și la împărțirea cu 100, atenție, virgula va fi dusă, la împărțirea cu 100, virgula va fi dusă mai în stânga cu 2, da? 0,00. Deci 0,000, 3 de 0. 3 de 0 și 56. Da? Așa va fi restul. Dar ne convingem că este corect, așa facem proba. Da. Bine. Deci, hai să ne întoarcem înapoi. Adi, pentru că ai avut situația asta cu împărțitorul care este număr decimal, am scris teorema împărțirii cu rest. Ai simțit nevoia să mulțești cu 100 ca să duci virgula la dreapta peste 100, da? Peste două decimale. Adi, dar care e teorema împărțirii cu rest? Depozit egal cu părță, cât o plus restul. Sigur, da. Depozit egal cu părțitorul, cât o plus restul. După care, ne-am apucat de făcut împărțirea lui 301,5, 301,5 la 403. La, la numărul 3 pe care știu să o fac eu, asta am făcut corect. În primul caz. Corect. I-am redus problema, nu? În cazul 1, la cazul 1. Și acum m-am apucat de făcut împărțirea cât mi-am propus eu, cu câte decimale am fi... mi-am dorit. Eu puteam să mă opresc la o singură decimală sau la două sau, corect. Da? Da. Și atât că am găsit că e 0,748 și restul e 56, restul. Corect. Dar și 56, dacă nu știu unde să-l poziționez, am greșit complet greșitul. Să vedem. Și acum gândesc așa. El trebuie să vină, de aceea aici la împărțire trebuie să fii foarte atent cu scrierea. Ca să mă pot duce foarte ușor spre virgulă, la cifrele una sub alta scrise, da? Uitați-vă că domnul profesor se uită după virgulă, analizează. Așa. Uitați-vă unde analizează. Deci, eu de la de împărțit plec, ca să știu câte decimale să poziționez virgula foarte corect, ca să acest 56 să-l încadrez cum trebuie. Hai să fim atenți aici. Și zic așa, aici este secretul. După virgulă, aici am avut câte decimale gândite de mine. Una, două, trei. Trei zerouri am mai coborât, două zerouri. După două zerouri le-am pus eu, deci trei decimale am socotit. Da. Astea trei decimale mă fac să mă aranjez și la restul trei decimale. Corect. Ca să nu mai merg cu verticala. Corect. Deci de aici controlez. Trei decimale am pus. Folosit, punem folosit și la rest trei decimale. Trei decimale. Asta e clar, copii? Da. Deci am mai coborât 2 de 0, pe care domnul profesor i-a pus sus. În felul ăsta am obținut sus 3 decimale și la rest tot 3 decimale. Tot 3 decimale. Asta e regulă foarte rapidă. Ca să nu vă vi se pare greu. Așa. Bun. Și acum am 3 decimale și atunci dacă să am 3 decimale, zic 1, 2, 3. Și 0,056. 0,056. Asta e esenția. Super. Bun? Bun. Acum, mă întorc și scriu exact restul corect. 0,056. Dacă facem... Dar eu n-am avut împărțirea la 403, ci la 403. Și acum trebuie să împart toate relația asta la 100. Aha. Am făcut operația de mulțire mai devreme.
că am avut la, avem la 4,03. Așa, dreptate. Așa. Aha, deci, și acum împărțim totul la 100. Mă întorc înapoi și procedeul pe care l-am făcut cu mulțirea, îl întorc înapoi făcând împărțirea la 100. 3,015. Când împart la 100, atenție, ambii membrii corect? Le afectez. Deci zic, 3, virgulă, dacă duc, împart la 100, virgula se va duce la stânga, nu? Adică cât e? 3,015, 115, egal cu, Anga, egal cu. Împart la 100 pe 403. Dar de ce la 100 și la 1000, Anga? Pentru că am mulțit acolo. Fiindcă am mulțit cu 100 și am avut împărțitorul 4,03. Acum, și acum revenim. Acolo revine. Ăsta e obiectivul pentru care par la 100. Egal cu 4,03. 4,03. Că aici este virgula. Da? Când nu se pune. Da. Și acum ducem la stânga și vine 4,03. Oricâtul ăsta este 0,740. Dar rămâne așa. Ăsta nu rămâne că l-am afectat. Păi ăsta nu-i poți afecta pe amândoi. Că ai făcut la 10.000. Plus? Plus, acum Anca. Acum, acum plus cât? 0,0056. Bravo. Pentru că mă duc tot în stânga la împărțire. La mulțire mă duc în dreapta cu virgula. Da? De 0, virgula. 0. Eu mă duc 2, 1, 2 și nu mă pun pe 0. 0, virgula. 1, 2 pentru împărțirea la 100. 0 care era aici. Așa, 56. Ăsta este restul corect. Deci la împărțirea asta lui 3,015 la 4,03 am găsit câtul unic 0,748 și restul 0,00056. Super! Da? Deci asta, asta e povestea cu care i-am surprins pe toți elevii de la liceu din clasa a 9-a până la 12, niciunul nu mi-a dat răspunsul corect la rest. Nu știau ce rest să obțin. Super. Da? Deci de împărțitul, acum hai să facem proba, copii. Deci de împărțitul, adică... 3,0... Ăsta trebuie să, trebuie să ajung la el. Dacă mulțesc pe ăsta 2 și adun cu ăsta, trebuie să-mi dea ăsta. Corect. Ce vedem? Să facem? 4,048. Facem întâi mulțirea, da? Să, eu vă spun ce eu obișnuiesc eu. Fiindcă ăsta are mai multe zecimale și ăsta mai puține, îl scriu pe ăsta pe locul întâi, ca să nu facă prea multă la mână. Dar n-am nicio relevanță asta. Însă e obișnuința, reflexul meu. 0,7 0,7 4 8 ori 4. Nu, aici nu e vorba să pui virgulă sub virgulă, da? Adică 4,03. Da, egal cu. Vrei să vă zic de data? Sau o facem? Nu facem ca să... E antrenamentul care îl urmează. 3,8. Ajută-mă, te rog. 3,8. 24, 4, 3... 12 și cu 2, 14. 14, 7, 3, 21 și încă... 1, 22. 0 ori 0 n-are rost să mai fac. 0, 4 acum. 4,8. 4,8. Hai. Îți face 4,8, Anca? 4,8? Cum se facă 42? 32. 4,8, 32. Tu unde îl pun pe 2 ăsta? Aici? Da. Nu, Anca. Sub cifra cu care mulțesc, Anca. Deci 2 aici, cârdul de, pe care l-am pășit a fost ăla cu 0 ori. Nu mai avea rost să-l scriu. 4,8, 32, 2. Aici la mulțire, multă grijă, dragilor. Construcția se face începând de la cifra cu care mulțești la stânga. 4, 8, 32, 2 și 3. 4, 4, 16. Și cu 3, 19. 4, 7, 28. Deci a zis 4, 8, 32, 2 și 3. 4, 4, 16 și cu 3. Hai, Adi și cu Anca, 19. Și cu Miruna. 19, ori bas 1. 4, ori 7, 28 și cu 1. 29. Și iată că am terminat emoția și zic 4, 4, 4, 1, 0, 3. Asta este răspunsul? Da. Anca, este răspunsul corect?
Nu trebuie să numărăm decimale. Ne spunem virgula. 3 cu 2, 5. 2, 4, 5. Aici este, da? Era corect. 3,01444. Plus. La care adăugăm restul. Corect. 0,000 56. Superb. Și dă 0, simțim că merge foarte bine. 0,015. Da, 10. 10. 5. 1. 0. 3. 3,015. Corect. Am dovedit că am lucrat corect, că e adevărat ce vreau împărțit regulesc și noi am plasat bine restul. Dacă nu plasam aici restul corect, era o greșeală mare. Da. Să facem fișierul.